O porcărie funestă. Așa și nu altfel caracterizează Macron, președintele Republicii Franceze, faptul că prin Constituție nu are dreptul decât la două mandate consecutive de 7 ani. Cred că ar dori să organizeze un referendum, să modifice Constituția și să ia exemplul liderului Chinei, care a reușit să-și prelungească astfel supremația în vârful celui mai mare stat din lume după India.